Sandia. Cu ajutorul Domnului voi citi întâlcuirea Evangheliilor a Părintelui Iosif Timba, Evanghelia din ziua de Paște. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era cu început la Dumnezeu. Toate prin dânsul s-au făcut și fără de dânsul nimic nu s-a făcut ce s-a făcut. Într-un dânsul viața era și viața era lumina oamenilor. Și lumina, într-un întuneric, luminează și întunericul pe dânsa nu a cuprins-o. Fosta om trimis de la Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era acela lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era și ai săi, pe dânsul nu l-au primit. Iar celor câți l-au primit pe dânsul, de-a dat lor stăpânire ca să se facă fia lui Dumnezeu, adică celor ce cred în numele Lui, care nu din sânge, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul, trup s-a făcut și s-a sălășuit într-un om. Și am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de dar și de adevăr. Ioan mărturisea despre dânsul și striga grăind. Acesta era despre care am zis. Cel ce vine după mine, vine mai înainte de mine s-a făcut, că mai înainte de mine a fost. Și din plinirea lui toți am luat dar, iar darul și adevărul prin Iisus Hristos s-au făcut. Ioan capitolul 1, începând cu versetul 1, până la 17. Această Evanghelie cuprinde în sine întreaga istoria mântuirii neamului omenesc. De aceea începe cu vorbele. La început era cuvântul, adică prin cuvânt a fost Dumnezeu lumea, dar cel din tâi om, Adam, și cu el, omenirea toată, a căzut din starea cea din tâi, nemuritoare și fără de păcat, într-o stare de păcat, de moarte și osândă. Pentru această omenire căzută în osândă și moarte, s-a făcut trup cuvântului Dumnezeu și s-a pogorât la noi. S-a răstignit și a murit pentru noi și păcatele noastre și, prin această jertfă, ne-a iertat și ne-a înviat prin învierea sa și pe noi la o nouă viață și ne-a scos din osânda și împărăția morții și a întunericului. Dar, pentru ca să dobândim această înviere și mântuire, trebuie să-L primim cu adevărat pe Hristos. Cititorul, începutul și sfârșitul mântuirii tale sunt vorbele. Și celor câți l-au primit pe El, adică pe Iisus, le-a dat lor putere să se facă fii ai lui Dumnezeu. Și câți l-au primit pe dânsul, asta înseamnă să primești și tu pe Hristos, ca pe un mântuitor al tău, care s-a născut, s-a răstignit, a murit și a înviat pentru tine și mântuirea ta sufletească. Această primire a lui Hristos îți dă și ție, dar și putere să învii și tu cu El, să ieși și tu din starea ta cea păcătoasă și să te faci Fiul lui Dumnezeu. Dar să luăm aminte, Evanghelia zice, și celor câți l-au primit pe dânsul, le-a dat lor putere să se facă Fia lui Dumnezeu. Asta înseamnă că nu toți l-au primit pe Iisus și darul Lui. Așa era pe vremea când umbla Iisus pe pământ, și așa e și acum. Lumină, ne spune Evanghelia de că este Iisus. Lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume. Însă osânda aceasta este că lumina a venit în lume, dar oamenii iubiră mai mult întunericul decât lumina. Ioan 3:19. Viața, ne spune Evanghelia că este Iisus. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, viu va fi. Chiar dacă va fi murit, a zis Iisus, Ioan 11:25. Dar nu toți oamenii primesc această viață. Păcătoșii care nu vor să se îndrepte sunt niște morți care trăiesc numai cu trupul, dar cu sufletul au murit de mult. Ne spune Evanghelia că vor lua dar toți cei care îl primesc pe Iisus, însă mulți n-au primit niciodată acest dar, pentru că nu l-au primit cu adevărat pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a jertfit pentru noi. Cititorul,
Nu uita că începutul și sfârșitul mântuirii tale sunt cuvintele. Și celor ce ți-au primit pe el, le-a dat lor dar și putere să se facă fii ai lui Dumnezeu. L-ai primit tu cu adevărat pe Iisus Hristos, ca să iei lumină din lumină, dar din dar și viață din viață, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Crezi tu într-adevăr că Hristos a înviat și e viu? În aceste vorbe este temeiul vieții noastre sufletești. Căci, dacă n-a înviat Hristos, zadarnică este credința noastră, zicea Apostolul Pavel, 1 Corinteni 15:14. Dacă n-ar fi înviat Hristos, toată viața noastră s-ar fi sfârșit la groapa din cimitir. Dar Hristos a înviat și cu slăvită învierea sa ne-a trecut și pe noi din moarte la viață și de pe pământ la cer. Hristos a înviat. Aceasta este vestea de bucurie pe care o întâlnim prin răspunsul adevărat a înviat. Eu o să te întreb, iubite cititorul, crezi tu cu adevărat în aceste cuvinte? Întărești tu și cu purtările tale acest adevăr? Dacă tu crezi că Iisus a înviat cu adevărat, atunci de ce trăiești ca și când El ar fi mort? De ce vorbești ca și când El nu te-ar auzi? De ce minți ca și cum El nu te-ar auzi? De ce te mâni ca și cum El n-ar vedea? De ce pismuiești și gândești rău despre altul, de parcă El n-ar ști? De ce te pățărești și bucănești ca și cum El nu te-ar cunoaște? De ce drăcui, blesteni, înjuri, bei, joci cărți, de parcă El nu te-ar auzi și nu te-ar vedea? A crede cu adevărat în Iisus cel înviat înseamnă, iubite cititorule, să mor și tu față de păcat, Galateni 6:14, și să întii în Iisus Hristos ca o făptură nouă, 2 Corinteni 5:17. Deci, dacă ați murit și ați înviat împreună cu Hristos, zice Apostolul Pavel, omoriți mădularele voastre cele de pe pământ, desprânarea, patima, poftacearea, mânia, iuținea, cula, într-o care oarecând viețuiați. Nu grăiți minciună, ci dezbrăcându-vă de omul cel vechi, împreună cu faptele lui, îmbrăcați-vă în cel nou. Cititorul, ziua învierii este și trebuie să fie și ziua învierii sufletului tău, ziua ieșirii tale din păcate. Deșteaptă de cel ce dor în somnul păcatelor și te scoală din morți, dintre cei morți cu sufletul, Efeseni 5:14. Numai când ai făcut acest lucru, vei înțelege ce adevăr mare și vei simți ce bucurie mare se află în cuvintele Hristos a înviat, adevărat a înviat. Din învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur despre înviere. De este cineva creștin bun și iubitor de Dumnezeu să se înducească de acest praznic sfânt și luminat. De este cineva slugă înțeleaptă să intre într-o bucuria Domnului său. Intrați toți într-o bucuria Domnului nostru. Bogații și săracii împreună dănțuiți. Veseliți-vă astăzi, masa este plină, ospătați-vă toți. Nimeni să nu iasă flământ. Toți să vă încurciți de ospătul credinței. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, căci iertarea din groapa a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, căci ne-a slobozit pe noi moartea Mântuitorului. Unde ți este iadule, biruința? Unde ți este moarte, acum? Înviata Hristos și viața viețuiește. Înviata Hristos și nici un mort nu este în groapă. Căci Hristos, sculându-se din morți, începătorul celor adormiți a făcut. Amin. Mai dată și-a fiu și-a Sfântului Duh, Hristos a înviat.